Bine te-am găsit, bine ai venit acasă la Striblinio, înregistrez chiar la finalul finalei de UEFA Champions League, un meci frumos între München și Paris, chiar mi-a plăcut foarte mult și o victorie logică a lui Bayern, care vine de un sezon întreg numai cu victorii, cu cele mai multe puncte câștigate, cu cele mai multe goluri înscrise, o performanță istorică și una peste antrenorii legendari pe care i-a avut până acum Münchenul și mă refer aici la Guardiola sau la Ancelotti. O singură problemă tactică a avut de rezolvat Hansi Flick în seara asta, una pe care o aștepta toată lumea. Bayern joacă cu fundașii foarte sus, iar asta înseamnă că echipele rapide au spațiu de contraatac. Au avut două ocazii în primul sfert de oră și Neymar și Mbappé. Dacă n-ai marcat, asta e. Exact ca și în meciul cu Lyon, primele 15 minute, prima repriză, echipa franceză poate un pic mai bună, poate cu mai multe spații, dar atât îți dă Bayern. Două ocazii și nimic mai mult. Dacă n-ai înscris, s-a terminat totul în momentul respectiv, pentru că după aceea vin peste tine ca un tăvălug. Din punct de vedere al principiilor, să spunem așa, s-au confruntat două forțe opuse, diametral opuse. Parisul, care e o echipă nouă, să zicem, deși tradiția sa vine de vreo 40 de ani încoace, dar e nouă de când și aici din Qatar au băgat foarte mulți bani, au adus multe vedete și au construit ceva ce în sfârșit după 9 ani, țineți minte, 9 ani, ajunge în finala Ligii Campionilor. Münchenul vine de un mileniu încoace, cu aceeași filozofie, plătim salarii mai mici, avem câștiguri mai mari, aducem stabilitate și căutăm ca lucrurile să meargă bine, chit că la nivel de politică și finanțe e aceeași încrengătură ca la Real Madrid, e o echipă foarte bine înfiptă în elita politică din Germania. Ce au făcut suplimentar nemții, și aici se vede foarte clar, au fost să-și urmeze o dorință pe care au avut-o de când l-au adus pe Guardiola. Să aibă o filozofie a clubului. În 2013, când a venit Guardiola, asta era ideea. Rummenigge și cu Uli Hoeneß au spus-o foarte clar. Am câștigat cupe, câștigăm campionatul, câștigăm Liga Campionilor. Ok, suntem foarte buni. Dar ce poți să spui despre noi așa ca fotbal? Adică ce fotbal jucăm noi? Care e filozofia noastră? Și ar fi dorit și ei să fie ori Barcelona, ori Real Madrid, să aibă poate tiki-taka, ceva de genul ăsta. Zic, o idee de joc, de asta l-au dus pe Guardiola, nu le-a ieșit, dar a venit acest cetățean, Hansi Flick, care a fost prezent și la 8-2 cu Barcelona și la 7-1 cu Brazilia și le-a adus acest stil de joc în care ei fac pressing în treimea adversă. În minutul 84 aveau 3 jucători în pressing în careul celor de la PSG, recuperări foarte rapide și apoi venire directă pe poartă. Cine-i jucătorul după care m-am uitat în meciul ăsta? Joshua Kimmich de la Bayern München, care a ajuns la 25 de ani, se apropie de pașii maturității sportive, e la fel de bun, de clasă mondială, zicea chiar și Mourinho zilele astea, dar mai mulți antrenori spun că e de clasă mondială, fie că îl pui să joace număr 10, fie că îl pui să joace număr 8, sau dacă joacă mijlocaș defensiv. El spune despre sine că e cel mai bun ca mijlocaș defensiv, dar acum joacă fundaș dreapta, pentru că acolo l-a pus Hansi Flick și spune, domnule, vreau să fiu la nivelul lui Philipp Lahm. Despre Lahm, Guardiola spunea că e cel mai deștept fotbalist care a existat vreodată și pe același model a fost pregătit și a dus Kimmich, în sensul că, domnule, avem nevoie de un tip deștept care să joace la mijloc sau pe aripa dreaptă. Ăsta e. Kimmich a dat o pasă de gol și cred că e jucătorul de urmărit în anii ce vin. Două vorbe despre învinși. Maturitatea lor a venit târziu, odată cu maturitatea lui Neymar. De altfel, în Brazilia e și o memă care spune că acum la 28 de ani împliniți în primăvara asta, Neymar a devenit adult și asta se vede în echipă. Într-o echipă care, înainte de venirea lui Tuchel, avea petrecere în felul următor. Fotbaliștii însurați stăteau la un etaj și cei neînsurați urcau la alt etaj. Înțelegeți voi despre ce e vorba? Tuchel a reușit să facă un grup, a reușit să aducă o gândire, da? Are mijlocul ăla extraordinar cu Marquinhos, Paredes și cine mai acolo, Ander Herrera. În jurul lor construiește, sigur, Neymar și Mbappé rămân marile staruri, dar Parisul e de-abia la început, după 9 ani
e o echipă tânără. De aici poate începe construcția lor. Fotbalul, sportul în general, nu pot fi o sinusoidă, mă înțelegeți? Adică urcă aici, câștigă o Liga Campionilor și apoi dispare. Parisul de-abia a ajuns la nivelul ăsta, mai are un an, doi, trei, o Liga Campionilor poate veni oricând de acum înainte. De-abia și-au făcut debutul. Mulțumesc că m-ați urmărit. Sunt și alte vloguri foarte interesante aici la Sport Extra. Vă doresc să-i urmăriți pe colegii mei și să ne vedem cu bine.